Pe o autostradă de lângă Irving, în statul Texas, un polițist aflat în patrulare a văzut o capră care se ascunsese sub o remorcă, cum se și observă în imaginile surprinse de camera corporală a agentului. Inițial, bărbatul a încercat să o tenteze cu niște cartofi prăjiți, ajutat și de o șoferiță, dar n-a mers. Polițistul a trebuit să facă puțin sport printr-o parcare învecinată. Au trebuit chemați colegi și până la urmă animalul rebel a fost prins. Deși nu pare, nu a avut de suferit. Numai că nici o oră mai târziu, aceluiași polițist i s-a comunicat prin stație că într-o curte a fost găsit un păun care nu mai voia să se dea jos din copac. Agentul Turner și-a îndeplinit datoria și cu ajutorul unui cetățean a capturat și acest animal ca să-l returneze proprietarului. Cu o nouă dilemă însă, păunul cu tot cu coadă e mai lung decât este lată mașina din dotare. Cum să faci să nu jenezi animalul? Și toate astea i s-au întâmplat aceluiași agent, bineînțeles, pe data de 1 aprilie. Agent care nu odată, ci de două ori a crezut că apelurile sunt de fapt farse ale colegilor. Poliția din Irving, Texas, a postat imaginile pe internet și au devenit virale.